Avem uh, acum uh, discuția despre piețele valutare, unde eu aș începe cu Lira Stelină. De, uh, de la entuziasmul de final de săptămână am trecut într-o fază corectivă. Avem discuții importante între laburi și conservatori. Uh, se speră că se va ajunge la un acord. Ideea discutată este Customs Union, adică păstrarea Marii Britanii într-o uniune vamală, ceea ce ar permite o uh, facilă circulație a bunurilor cel puțin și parțial și a serviciilor. Uh, cu toate acestea, constatăm că nu este de ajuns, că liera stelină bate în uh, retragere. Ne uităm puțin pe dolar index și constatăm că acesta este în apreciere. Uh, fapt, ceea ce, fapt ce se vede și pe. EUROSD, care, în paranteză, fie spus, iarăși s-a oprit în zona 1.12.15, validându-i importanța. Vorbim despre o mișcare corectivă, ar putea să aibă de-a face cu dezamăgirea din, din Europa și cred că are ce puțin parțial de-a face cu asta. Are de-a face și cu așteptările ca termenii relațiilor comerciale sino-americane să fie redefiniți în favoarea Statelor Unite. Uh, și uh, are, aștepta, are de a face pe Lira Stelină cu o a acelui entuziasm uh, cum că um, un, uh, un acord ar putea fi realizat sau dacă nu uh, un al doilea referendum ar putea elimina uh, riscul de hard Brexit și ar, ar putea elimina chiar ieșirea, mare adică ar fi o variantă uh, care le place piețelor și una care le-ar le plăcea și mai mult deși, sigur, incertitudine, incertitudine câteva trimestre nu e de dorit, dar rezultatul final ar putea face pentru un investitor să, să merite. În principiu, piețele parcă se bucură acum când aud că sunt șanse de acord realizat cât mai curând, că ar considera deci, o ieșire. Până la urmă, întrebarea e ce ar trebui să cedeze Marea Britanie pentru a fi păstrat într-o uniune vamală și părerea mea este că destul de mult. Adică, până la urmă, diferențele între între statutul său anterior, de membru al UE și cel în care și ar și-ar păsta accesul la, la, piața comună ar, ar însemna o poziționare destul de apropiată, poate ceva gen spațiul economic european, gen alte state care sunt în acest spațiu. Dar asta nu este un panaceu, bineînțeles, iar pe termen scurt presiunea este ușor descendentă. 1.30-80 ar fi suport, apoi 130, 40 mai jos 1, 29, 87. Rezistența ar fi la 1,31.30 30, 30, și 1,3176, 87 și 32-21. Părerea mea este că avem șansă să continuăm acest trend ascendent pentru o vreme. Dacă toți suntem aici, să discutăm și datele din piața muncii, venite vineri. Foarte bună la nivelul locurilor de muncă noi, um, cu un șomaj în scădere, dar asta și pentru că a scăzut rata de participare la forța de muncă, deci s-ar putea să, hai să nu punem prea mare preț pe acest 3,6% față de 3,8% anterior, dar cu salarii care nu, nu cresc puternic. Însă, în zona low skilled, în zona celor cu... Um, Să spunem, mai puțin calificați, acolo se simte o presiune pozitivă, și acesta este un aspect foarte favorabil, după părerea mea. Numai că e presiune lentă, crește salarizarea peste inflație, dar nu suficient cât să amenințe pe termen scurt echilibrul macro. Și unii ar spune că e un raport cum nu se poate mai bun. Eu aș spune că are niște zone de îngrijorare, doar 4.000 de locuri de muncă în industrie, însă, în linii mari, arată destul de bine. Pe de altă parte, indicele ASM ne-a arătat o încredere în scădere, încă valoarea este destul de bună, 55,5 față de 56,1 anterior, dar, dar totuși, tendința nu este foarte bună și mai ales subcomponenta de angajare, 53,7. Trebuie urmărit. Sunt... Ca idee, avem un tablou de bord al economiei cu mai mulți indicatori și unii dintre ei spun că am putea să încetinim. Dar nu vorbim de contracție. Vorbim doar de o încetinire a vitezei. Ceea ce... a vitezei de, de creștere. Ceea ce Zic eu, e gestionabil până la un punct dacă se rezolvă aspectele comerciale. Bun, asta nu a ajutat foarte mult dolarul, care în cele din urmă a răspuns mult mai puternic la datele din sectorul serviciilor, dar cred că e de reținut faptul că economia, în linii mari, nu merge foarte rău. Și eu aș spune că în timp asta va fi uh, uh, mai degrabă în favoarea dolarului. EURUSD rezistent uh, aici la 1.12.15, dar uh, nu știu că de rezistent va fi la suportul de la 1.11.78. Mai jos avem 47, 34 și 11, 22. Dincolo de aceste trepidații și oscilații, dincolo de discuțiile despre cine va lua, lua locul lui Mario Draghi, care, cred eu, sunt discuții cu un mugur uh, potențial uh, un mugure uh, potențial optimist pentru că pentru potențial favorabil pentru Europa pentru că se vorbește despre uh, despre Weidmann care ar veni cu o abordare ceva mai restrictivă. Uh, cu toate acestea sub imperiul trendului descendent uh, EUROSD este încă relativ vulnerabil la, la scăderi viitoare și nu am văzut în datele de săptămâna trecută în datele agregate, bineînțeles găsești anumite puncte, dar în datele agregate pentru Europa și pentru Statele Unite motive ca euro să spargă uh, să spargă acest trend descendent. Poate cel mult motive de a lua uh, pauză pentru, pentru o vreme, dar uh, mai degrabă, cred că orientarea se păstrează una uh, una de alunecare. Dolar Yen a avut, bineînțeles, de suferit la deschiderea de luni, a tresărit cu evoluția din piață, însă a pierdut ulterior altitudine. Nu mai vorbim despre acea corelație strânsă, dobânzile sunt mai consistent mai mari în Statele Unite decât, decât în Japonia acum. Avem o ușoară presiune descendentă. În noaptea trecută, indicele PMI a depășit așteptările. Din câte știu eu, mai avem date săptămâna aceasta. Indicele de încredere a consumatorilor la ora 8, joi dimineață și cheturile gospodărilor vineri dimineață. Tendința ușor descendentă, a spune eu, vorbim doar despre o consolidare. În linii mari, Însă, așa aproape pe nesimțite, s-a produs o corecție care e încă în desfășurare, dar mai degrabă, aș spune eu, că la un moment dat, dolarul ar putea în săptămânile următoare să încerce o revenire. Euroron, destul de placid, în același interval, cu mișcări reținute. Să vedem date de la statistică, dacă avem informații noi. Există, segmente, există din segmentul autorizațiilor pentru construcție în creștere cu 32% în martie față de februarie și 12% față de anul anterior. Deci vești, vești bune aici. Ocuparea și șomajul pentru 2018. Deci date care cred eu sunt mai, de mai mic impact deocamdată. Roborul a crescut ușor, la 3 luni, la 3.31, overnight-ul a coborât la 2.63. Deci un, un quasi-echilibru pe, pe piață, unul în care, însă zic eu, nu înseamnă o adormire totală, ci înseamnă o așteptare a impulsului următor, și impulsul următor este după o perioadă de consolidare ca, ca, aceasta ar putea să ne aducă zic eu un risc asimetric mai degrabă orientat ascendent suportul la 4.75 și 74.20 rezistența la 76.30 și 77.70